Salutare ninjalăi și bine ați venit la un nou video tutorial de Minecraft. Sunt Ian și astăzi vă voi arăta cum să faceți o fermă de sugarcane cu 0% pierderi. Ok? Absolut niciun sugarcane nu se va mai scăpa. Știm foarte bine ferma inițială, probabil multă lume o cunoaște, probabil nu. Ai persoane care știu deja cum să facă o fermă de sugarcane și altele care nu. Da? Cazul în care cunoașteți ferma, știți foarte bine că aici punem sugarcane-ul normal și aici aveți dâra voastră de apă care duce materialul în pâlnie. Bun, eu nu fac acest tip de fermă, nu am făcut-o niciodată, să fiu sincer, deoarece ne cauzează pierderi, ok? Știm foarte bine că aici când pistoanele rup acest sugarcane de la jumătate, păi foarte puțin ajunge în cufăr, ok? Aici mai aveam eu sugarcane dinainte, însă nu cade tot, ok? Motiv pentru care vă prezint astăzi acest video tutorial, ok? Haideți să vedem cum construim această fermă cu 0% pierderi. Ok? Ca și materiale pentru a obține această fermă, vor fi necesare pistoane, tot atât de multe pe câte sloturi de sugarcane veți planta. Observere, la fel de multe pe câte pistoane aveți. Eventual, nu-i necesar chiar aceeași cantitate, însă este recomandată. Ok? Un minecart cu pâlnii, power rail minim 2, depinde cât de lungă faceți ferma voastră, cât de mare, și rails normale și netren normale, tot la fel, depinde cât de lungă faceți ferma voastră. Și câteva repetoare, tot la fel, depinde cât de mare faceți ferma voastră. Pentru o fermă de bază de 5 blocuri, cred că ne-ar fi de ajuns 4 repetoare, 2 power rails și 5 rails normale. Ok? De asemenea, aveți nevoie de redstone, de pâlnii și de cufere pentru depozitare. Haideți să începem construirea acestei ferme. Eu o voi construi în aer pentru a vedea exact ceea ce se întâmplă aici. Ok? Și aici vom construi fila de pământ pe care vom planta sugarcane-ul nostru, ok? 1, 2, 3, 4, 5 blocuri lungime. După care, aici vom construi șanțulețul în care adăugăm apa pentru a hidrata sugarcane-ul. Ok? Adăugăm apa. După care, acoperim pe deasupra apei cu un tip de blocuri. După care, vom adăuga deasupra blocurilor acestora pistoane direcționate înspre platforma pe care vom planta sugarcane. Voi planta chiar acum sugarcane-ul ca să vedeți. Ok? Pentru cei care nu știu. După care ne ducem în spatele pistoanelor și adăugăm observatoare. Dacă vreți să adăugați tot atâtea, puteți adăuga tot atâtea observatoare pe câte pistoane aveți. Dacă nu, puteți adăuga chiar și mai puține, nu contează, gen pot să adaug doar 2 și în momentul în care crește ăsta la 3, se vor rupe. Dar dacă cresc astea înainte, nu se vor rupe. Așa că eu recomand să puneți tot atâtea observare pe câte pistoane aveți. Bun, odată ce am adăugat observările cu ochișorii înspre plantația noastră de sugarcane, ne aducem din nou în spatele pistoanelor și lipit de pistoane vom adăuga o platformă de blocuri, astfel. Platformă pe care vom adăuga o linie de redstone, tot atât de largă pe cât pe câte observări avem. Și acum de fiecare dată când un sugarcane va crește, pistoanele ar trebui să rupă acest sugarcane de la jumătate. Ok? Bun. Până aici l-am făcut genial. Ok? Spargem blocurile astea care rămân pe aici extra, să zicem așa, și înconjurăm plantația noastră cu sticlă.
prin lateral și prin față. Ok? Aici va trebui să puneți în față tot timpul niște blocuri solide, pentru ca sugarcane-ul să nu se scape, ok? Bun. Odată ce am făcut acest lucru, ne ducem exact sub plantația noastră de sugarcane. Știm că plantația este platforma din pământ. Și cu un bloc mai în spate, voi adăuga orice tip de bloc. Aici mai exact, ok? În diagonală cu primul bloc al plantației. Și sub acest bloc voi adăuga alt cub și lipit de acest cub în aceeași direcție în care se duce platforma plantației mele, eu voi adăuga o altă platformă, ok? La fel ca în partea opusă, ok? Cu un bloc mai mare decât platforma de plantație. Ok? Bun, acum, aici, eventual, am două opțiuni. Ori adaug o pâlnie care să ducă mai departe în jos până la un chest, spre exemplu, ok, ceva de genul, aici la capăt, ori adaug două, ok, care să ducă în același loc. Depinde. Nu e necesar să aveți atâtea pâlnii folosite. Cei care știu să facă, să se joace puțin cu folosirea pâlniilor, probabil să-l obțină mai bine. Dar, spre exemplu, aș putea să adaug niște cufere aici. Uite aici. Ok. Astfel. Și de aici să ducă dintr-o pâlnie în alta. Astfel. Și aici la fel. Ok. În fine. Distribuția de aici e, contează mai puțin, însă puteți să puneți ori doar o pâlnie, ori două, ok? Însă este necesar să puneți măcar o pâlnie în unul din aceste capete ale platformei. După care, în aceste capete, mai exact deasupra fiecarei pâlnii, vom adăuga câte un power rail. Astfel. Și le vom conecta între ele mai apoi cu rail normal. Puteți să o faceți mai lungă, eventual. Sau o puteți face în cerc ferma, eventual. În cerc, în semicerc, într-o formă de U. Eu așa o folosesc. Așa obișnuiesc să o folosesc. Ok. Pe această șină, în unul din capete, vom adăuga minecart-ul nostru cu pâlnie. Ok? Minecart cu hopper. După ce am adăugat acel minecart, în spatele sau avem un bloc, ok? Ne ducem aici la acest bloc și cu un bloc mai jos, adică aici, vom lipi alt cub. Cub de la care ne vom îndepărta un alt bloc mai în spate și vom începe să ne ridicăm într-o formă de scăriță până când ajungem să ne conectăm la redstone-ul de aici, de la observere, ok? Și coborâm astfel. Ok, aici adăugăm un repetor, adăugăm un bloc și aici putem adăuga alt repetor. Pe blocul acesta adăugăm un prăfuleț de redstone, le dăm maxim de delay dacă dorim. Așa, și în partea opusă facem același lucru. Din spatele blocului care este lipit de pâlnie, îndepărtăm două distanță, un înălțime și ne conectăm la redstone-ul de la, de la observare.
Aici vine un repetor maxim de delay și aici altul la fel. Ok. Bun. Cam atât. Haideți să-i facem și proba. Bun. Eu acum o să-l trebuiască să sparg aici pentru a pune sugarcane să crească. Ok, golim cufărul, ok, și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucăți de sugarcane ar trebui să ne cadă în cufăr. Ok, exact, 6. De fiecare dată când sugarcane-ul va activa pistoanele, acest trenuleț va porni să se miște dintr-o parte în alta, absorbind tot sugarcane-ul care se va afla aici. Ok, eu arunc tot sugarcane-ul care l-am eu în inventar și îl las acolo. Dacă aceste pistoane se activează, vor activa de asemenea acest trenuleț și va colecta sugarcane-ul de acolo, așa cum puteți vedea. Ok, și începe să cadă în cufăr, dintr-o pâlnie în alta până în cufăr. Ce pot să spun? Cam atât a fost pentru astăzi. Acesta este video tutorial cu această fermă de sugarcane cu 0% pierdere. Ok, nu vom pierde nici măcar o bucățică de sugarcane în această fermă. Sper că v-a plăcut, sper că v-a fost de ajutor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like și dacă nu sunteți abonați, nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, eu v-am lăsat. Vă salut și v-am pupat. Ciao!